Băiatul care striga lupul. Fabulele lui Esop. A fost odată un băiat păstor care s-a plictisit privindu-și turma de oi. Ca să se amuze, într-o zi a strigat: "Lupul! Lupul la oi!" Sătenii au sărit să-l ajute pe băiat și să salveze oile. Nu au găsit nimic și băiatul a râs, uitându-se la fețele lor furioase. "Băiete, nu striga lupul atunci când nu există niciun lup!" au spus furioși sătenii și au plecat. Băiatul doar râdea de ei. După un timp, s-a plictisit și a strigat din nou: "Lupul!" păcălind sătenii pentru a doua oară. Sătenii, furioși, l-au avertizat pe băiat pentru a doua oară și au plecat. Băiatul continuă să aibă grijă de turmă. Într-o bună zi, a văzut un lup adevărat și a strigat tare: "Lupul! Vă rog, ajutați-mă! Lupul urmărește oile! Ajutor!" Dar de data aceasta nimeni nu i-a venit. Nimeni n-a venit să-l ajute. Când băiatul nu s-a întors acasă, sătenii s-au întrebat ce s-a întâmplat cu el și s-au urcat pe deal. Băiatul stătea acolo plângând: "De ce nu ați venit când am strigat lupul?" întrebă el înfuriat. "Acum turma este împrăștiată," a spus el. Un bătrân s-a apropiat de el și i-a spus: "Oamenii cred că minți chiar și atunci când spui adevărul. O să-ți căutăm oile mâine dimineață. Să mergem acum acasă." Morala: minciunile rup lanțul încrederii. Nimeni nu are încredere într-un mincinos, chiar și când spune adevărul.